Evident că imensul scandal la nivel național referitor la calitatea îndoielnică a substanțelor biocide nu putea să nu atingă și Spitalul Municipal de Urgență Roman, beneficiar și el a produselor mult hulitei firme Hexifarma, cea care a înmulțit dezinfectanții îndoindu-i cu apă chioară. Conducerea Spitalului de Urgență Roman a pus la dispoziția jurnaliștilor corespondența cu reprezentanții compartimentului de infecții nozocomiale, care sunt cei abilitați să verifice eficacitatea substanțelor biocide în baza unor norme elaborate de Ministerul Sănătății. Ne informează că alegerea produsului biocid utilizat în secțiile spitalului pentru respectarea regimului igienico-sanitar și antiepidemic și prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale în spital este în competența SCIPIN-ului. Criteriile... Compartimentul de infecții nosocomiale în spital. Criteriile importante de alegere a produsului biocid sunt: spectru de activitate adaptat obiectivelor fixate, timpul de acțiune, remanența cât mai mare pe suprafețe, să fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza, gradul de periculozitate pentru personal și pacienți, să fie ușor de utilizat și să fie stabile în timp, să fie biodegradabile în acord cu cerințele de mediu și să fie rezonabile ca preț. În luna aprilie 2011 a fost organizată licitația pentru produse biocide și pe multe poziții a corespuns criteriilor din caietul de sarcini firma Hexifarma și alte firme de dezinfectante. Scandalul substanțelor biocide aghesmuite de Hexifarma a izbucnit în data de 9 mai, data la care unitățile spitalicești în teritoriu au încercat să se pună la adăpost solicitând explicații de la responsabilii cu prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale. Rezultatele autocontrolului sunt în limitele admise. După expirarea contractului s-a mers pe achiziție directă, deoarece suma plătită pentru produsele biocide nu depășea plafonul pentru achiziția directă. Și urmează în timpul apropiat să derulăm altă licitație pentru produsele biocide, caietul de sarcini fiind pregătit. Datele statistice publicate de Ministerul Sănătății demonstrează că 70-80% din produsele biocide utilizate la Spitalul de Urgență Roman provin de la firma Hexifarma, firmă tradițional furnizoare a produsului, care și-a crescut cantitatea de produse ca urmare a faptului că la ultima licitație publică a avut și prețul cel mai mic. Directorul economic al unității, Leonarda Chiriloaie, declară că nu are cunoștință de datele statistice apărute pe surse de la minister referitoare la evoluția cantităților de dezinfectanți folosiți de Spitalul Roman. Nu știu de unde aveți informațiile. Eu, din ce știu eu de când sunt aici în instituție, firma aceasta livra dezinfectant. Deci eu când am ajuns aici, erau contracte încheiate cu Hexifar. Nu mai știu, dar și nu, toată valoarea ca și valoarea a dezinfectanților cumpărați s-a dublat într-o perioadă ulterioară, pentru că și noi am fost, prin intermediul doamnei Melinte, mi-aduc aminte cu ceva ani în urmă, s-au făcut referate pentru creșterea cantității de dezinfectanți, având în vedere că reușeam să ne încadrăm în previziunile bugetare și aveau nevoie de cantități mai mari pentru a putea acoperi tot întreg spectrul de activitate, astfel încât creșterea de care spuneți dumneavoastră, mi-aduc aminte că există, nu este o creștere spectaculoasă, într-adevăr este graduală, dar nu mai am folosit și în perioadele acelea și alți, din ce mi-aduc eu aminte, dar ca să nu vorbesc, vă pot spune la o conferință ulterioară, au mai fost luați și de la alte firme, dar firma Hexifarma exista, eu am găsit-o, cum să zic, pe românești, am găsit-o aici, să zic. Aceste date statistice apărute în presă relevă faptul că numai în 2014 valoarea substanțelor biocide livrate Spitalului Municipal de Urgență din Roman s-au ridicat la 115.000 lei, cu o treime mai mare ca întreaga sumă plătită în perioada 2007-2013. Directorul economic al spitalului s-a arătat a nu ști despre aceste cifre, dar a promis că la proxima conferință de presă se va documenta și va veni cu o situație exactă a evoluției comenzilor făcute către firma Hexifarma în ultimii ani. Deci chiar în momentul ăsta nu știu ce să vă spun, dar vă promit că conferința următoare vin cu o situație exact cât s-a luat în fiecare an, de la cine și cât s-a luat. Pentru că e clar că... Deci nicio problemă. Sigur că da. Au fost niște îndoieli, deci s-a renunțat. A, nu știu de așa ceva. Nu. Eu personal nu știu ce să... Nu vă pot spune pentru că... Eu nu... Da, în fine. Nu știu ce...
ce știți dumneavoastră, eu vă pot face o situație și atunci o să vedeți exact care și de cât s-a luat și în fiecare an, fără nicio fel de problemă. Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman este informată că în perioada următoare Ministerul Sănătății va schimba legislația referitoare la achizițiile de materiale sanitare și medicamente, prin care se va înlătura criteriul prețul cel mai mic, care este cauza materialelor de proastă calitate pătrunse în sistemul de sănătate publică din România. Întrucât în 2011, cum v-am zis, s-a făcut licitație și firma a fost cea care a câștigat, că a avut prețul cel mai mic, s-a mers pe produsele Hexifarma. Ulterior, după ce s-a terminat, s-a mers pe achiziție directă, iar din câte am înțeles eu, negocierea a fost că au lăsat și mai mici prețurile. În momentul în care s-a mers pe prețul cel mai mic, că abia acum, în iunie, vor să schimbe legea achiziției și să fie preț-calitate. În momentul în care noi trebuia să mergem pe prețul cel mai mic, normal că s-a mers pe produsul Hexifarma și când la nivel național nu au fost discuții. Conducerea Spitalului de Urgență Roman ține să reamintească faptul că la toate testele făcute ca formă de autocontrol și la ultimele teste realizate de specialiști din domeniul compartimentului de infecții nosocomiale al Direcției de Sănătate Publică Neamț, rezultatul acestora a indicat că substanțele folosite aici și-ar fi făcut efectul. Medicii de la Roman așteaptă și ei ca acest scandal imens care a bulversat sistemul de sănătate din România să se sfârșească și să se intre cât de cât într-o normalitate spre beneficiul pacienților.